pensiunea Castel pentru Cavalerilor, datează de 1300 și ceva. A fost cetate de apărare și vamă, apoi cazarma vânătorilor de munte. Și în anii 90, când doctorul Rusu Făin a cumpărat-o de la stat, era o ruină, proprietatea statului, bineînțeles. A readus-o la viață, momentan funcționând ca pensiune turistică de 3 stele. Prin urmare, avem 20 de camere, camerele îmbină stilul rustic cu stilul modern, în sensul că mobilierul din camere este mobilier din lemn și piatră. Stilul modern reprezentat prin televizor, dolce, internet. Avem ca și capacitate 20 de camere, 42 de locuri de cazare. Pentru ce vin turiștii aici? Turiștii vin pentru liniște, pentru stilul rustic combinat cu stilul modern, adică nu se așteaptă să găsească în vârf de munte paturi cu baldachin, condiții de 3 stele cu televizor, internet, într-o atmosferă medievală. Și bineînțeles pentru Și pentru produsele tradiționale pe care le pun la dispoziția lor, prin pâinea de casă, prin murături, zacuscă, preparatele tradiționale de porc și tot ce se găsește aici. Țuică, vin. Aveți o ofertă specială pentru Crăciunul care se Da, apropie? avem ofertă și de Crăciunul care se apropie. Avem ofertă de 6 zile, 5 nopți, tarif pentru două persoane 600 de euro cu all inclusiv. Acum, dacă doresc să stea mai puține zile, cam 100 de euro pe zi. 4 zile, 400 de euro, 3 zile, 300 de euro și așa mai departe. Cum este să fii, să zic așa, la cârma unei pensiuni de 300 extraordinare? Ce pot să spun? Este frumos, este foarte frumos, dar e și greu, e și obositor. Și avantaje și dezavantaje, în sensul că sunt foarte multe și trebuie puse la punct toate, trebuie să mă ocup și de servicii, și de aprovizionare, și de acte, și de primirea turiștilor, recepția turiștilor și așa mai departe. Dar e frumos, dar e și obositor. Când ai avut de-a face cu un client mai dificil, să spunem, cum ai tratat problema din experiența ta? Păi am încercat să aplanez, să l-am ascultat și am încercat să-i explic și să am zis că transmit mai departe sugestiile, reclamațiile și În mod normal, încercând să fie să rezolvată fie remediată imediat. Da, chestiunea, da. da, discuție pe moment. Da. Astfel încât nu l-am lăsat să plece nemulțumit pe ușă, chiar dacă a avut unele remarci și a spus că o să mai vină, că o să mai vină. Ce ne facem cu ceața asta? A, nu știu ce ne facem. Pentru că noi am venit pentru puțină zăpadă și iată că nu Nu a e... fost până acum. Sperăm să se ridice și să vină zăpada, să fie frumos, să fie... Neapărat să facem o Și, filmare când da, e... de genul castelul din povești, așa e iarna când e înconjurat de zăpadă și castelul Și ceața dă un mister. Da, interesant, da.